Ana Popa are 81 de ani și o pensie mai mică de 400 de lei. Femeia spune că, dacă nu ar fi copiii care să o întrețină, banii nu i-ar ajunge nici pentru medicamente. Am 3.400.000. Unde ai lucrat, mă? De la colectiv. Pentru ce vă ajung banii ăștia? Pentru pâine. Alte 25.000 de pensionari din Dolj primesc venitul minim garantat de la stat. Cei mai mulți sunt în mediul rural. Munceam și la CAP, munceam și la fermă, ca să fac norma să iau o pensie. Am făcut la CAP, am făcut numărul de zile, că așa trebuia să, dacă nu făceai norma de 100, nu mai luai pensie. Asta e, ce să facem. Și acum sunteți mulțumite de pensia pe care ați luat? Nu sunt mulțumită, dar dacă nu ne mai dă, de unde? Plecam pe picioare 7-8 km sau 9 când sunt până în gară. Prin zăpesc, prin vai de mamă de o. Și acum azi nu pot să întorc gâtul, nu pot să m-am cocoșat de tot. Boală în corp, au. E mic. La munca care am muncit-o eu, e mic. Cifrele situează Doljul pe locul 3 pe țară într-un top al județelor cu cele mai mici pensii. O explicație a numărului mare de pensionari săraci ar fi faptul că zona este una predominant agricolă, iar cei mai mulți au lucrat la fostele CAP-uri. Cei care au desfășurat activitate în această regiune agricolă, în această zonă, au avut pensii mici pentru că și contributivitatea a fost pe măsură. Ei erau remunerați enorme. În Dolj sunt aproape 200.000 de pensionari. Media pensiilor este de 7-800 de lei. Conform statisticilor, în Dolj nu doar pensionarii au venituri mici, ci și angajații, iar județul este fruntaș și la șomaj.